Născut pe meleagurile Tecuciului, după ce termină liceul, este trimis la Berlin să urmeze cursurile Facultății de Științe, sau mai exact, astronomie. Care-i vor fi fost motivele pentru care a părăsit această facultate, nu știm. Știm doar că devine student al Școlii Politehnice din Charlottenburg. Este remarcat de profesorii săi pentru excepționalele însușiri inginerești. Curând, i se fac oferte de angajare pentru diverse firme din străinătate. Pentru tânărul Salimi, însă, visul cel mare era acela de a se întoarce în țară, de a o sluji. Obținuse diploma de inginer constructor la numai 21 de ani, mai precis în 1876, și știa cu certitudine că aici, pe pământul patriei sale, va fi mai folositor decât oriunde, oricât de tentante ar fi fost ofertele și oricât de mari ar fi fost greutățile pe care urma să le înfrunte. Nu e de mirare, deci, că la 1 ianuarie 1876 îl găsim la Serviciul de Poduri și Șosele, ca inginer clasa a treia, unde îi se încredințează lucrări din ce în ce mai importante. Își începe de altfel activitatea în ajunul unor evenimente de însemnătate covârșitoare pentru poporul român. Evenimente care au contribuit fără îndoială la realizarea îndrăznețelor sale proiecte. În 1878, cu prețul a mii de vieți omenești, țara a reușit să scape de greul jug otoman și să se declare stat independent. Independența statală reclamă însă necesitatea independenței economice, înlăturarea firmelor străine. Pentru înfăptuirea acestui deziderat, era nevoie de oameni bine pregătiți, gata să dovedească țării, dar mai ales străinătății, că sunt gata să construiască la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, poduri, căi ferate, porturi. Era nevoie de minți luminate și înflăcărate, pătrunse de un înalt patriotism, gata să se jertfească, dar de data aceasta schimbând câmpul de luptă cu cel al creației, al construcției. În aceste condiții, Angel Salini este însărcinat să facă parte din grupul tehnic românesc care exercita un control din partea statului român asupra felului în care decurgeau lucrările pe șantierul liniei ferate București-Predeal. Nu este indiferentă starea de lucruri pe care o constată. Lucrările executate de firma engleză, căreia îi era concesionată construcția, nu îndeplineau condițiile necesare corespunzătoare. Materialele nu erau de calitate, iar costul de 3 ori mai mare. În fața unui jaf de asemenea proporții, nu rămâne indiferent și face observații competente care îl impun atât în fața colegilor români, cât și a celor străini. 1879 este anul în care statul încredințează corpului tehnic românesc construcția de lucrări publice. În oamenii aceștia, care erau în plină vigoare pe la 1880-1890, spunea Nicolae Iorga, trăia conștiința că România nu e un teren de exploatare pentru norocoși și nici o arenă nepăzită prin culoarele subterane ale căreia aleargă intriganți ca să ajungă mai repede decât aceia care în vederea tuturor aleargă la suprafață. Ei aveau credința adâncă a necesității creațiunii. Și într-adevăr, ce putea fi mai îmbucurător decât să vezi cum prind contur propriile tale planuri, să ai certitudinea utilității tale? Salini se angajează total alături de ceilalți ingineri români în marea bătălie. Știa ce are de făcut. Trebuia să construiască drumuri, cât mai multe drumuri de fier, care să brăzdeze țara, micșorând astfel distanțele, apropiindu-i pe oameni. Proiectează calea ferată Buzău-Focșani-Mărășești, care a fost realizată în întregime cu forțe românești. Primul examen a fost trecut cu brio. Podul dublu de șosea și cale ferată de pe Siret, la Cosmești, îi aduce consacrarea definitivă la numai 28 de ani. Aceste importante lucrări îi urmează altele, din ce în ce mai dificile. Liniile ferate Ajud-Târgu-Ocna, Bârlad-Vaslui-Iași, Crasna-Huș. De acum, nimic nu mai putea împiedica transformarea în realitate a viselor. A fost un început frumos, dar greu, ca un pisc ce nu poate fi cucerit decât încetul cu încetul. Drumurile de pe uscat, drumurile de fier vor constitui preocuparea permanentă a lui Angel Salini, dar se lasă atras și de frumusețea celor naturale datorate apelor.
dotat cu o mare putere de muncă, perseverență, inteligență, a intuit perspectiva dezvoltării industriale a țării, astfel că Dunărea, cu porturile sale Brăila și Galați, vor intra în atenția sa. Creșterea însemnătății economice a Dunării, ca principală arteră comercială a țării, impune amenajarea modernă a celor două porturi prin construcții de antrepozite și docuri corespunzătoare traficului fluvial. Lucrarea era grea, riscul era mare, dar ambiția s-a dovedit a fi și mai mare. Orice piedică și terenul slab de la marginea cheiurilor oferea destule, trebuia învinsă. Au urmat nopți nedormite, studii, cercetări, proiecte, refacerea lor. Prea multe silozuri nu se construiseră în lume la sfârșitul secolului al XIX-lea, iar procedeele cunoscute nu puteau fi folosite din cauza terenului. Singura ieșire din această situație era aceea de a inventa ceva. Și Salini dovedește că nu este numai un bun tehnician, ci și un creator și nu unul de rând, ci unul de talie mondială. Soluțiile noi pe care le propune sunt ingenioase și fără precedent în acest domeniu, stârnind, după cum este lesne de presupus, vâlvă în lumea tehnicii. Pentru prima dată în lume, celulele silozurilor sunt construite din beton armat, dându-le astfel o rezistență incomparabil mai mare față de cele metalice sau din lemn existente în acea vreme. Avea numai 35 de ani și reușise să ocupe un loc important în lumea tehnicii. Numărul lucrărilor sale era considerabil, dar se afla abia la început de drum. Trebuia să vină consacrarea, acea consacrare definitivă, fără putință de tăgadă, și prilejul s-a ivit la scurt timp. În 1883, la conferința Dunării de la Londra, se hotărăște instituirea unui concurs pentru alegerea celui mai bun proiect de pod ce urma a se construi în România, exprimându-se astfel neîncrederea străinătății în corpul tehnic românesc. S-a întocmit, după cum cerea regulamentul, un caiet de sarcini în care se preciza că traseul podului era la libera alegere. Se mai preciza de asemenea ca podul să fie construit la o înălțime de 30 de metri pentru a permite trecerea caiacelor turcești cu catarge mari. După ce totul fusese pregătit, la 1 septembrie 1883, 8 case străine își prezintă proiectele la concurs, dar, spre stuparea tuturor, premiul întâi nu a fost acordat. Rezultatul? În 1886, un nou concurs, un nou program, un nou caiet de sarcini, 5 case participante și un nou eșec. Care era cauza? Doar se prezentaseră cele mai reputate firme. Cauza era una singură. Ea se chema Angel Salini. Tânărul inginer adusese la fiecare concurs pentru fiecare proiect în parte argumente suficient de documentate și convingătoare în același timp din punct de vedere tehnic pentru a hotărî comisia să renunțe la proiectele prezentate la concursuri. Și mai era ceva, toate erau costisitoare, mult prea costisitoare. Și totuși, podul trebuia construit. În 1887, Angel Salini prezintă un proiect pentru construirea podului Fetești-Cernavodă. Soluțiile prezentate de el sunt absolut inedite, din nou fără precedent. Pe de o parte, sistemul nou de grinzi cu console pentru structura podului, iar pe de altă parte, folosirea oțelului moale în locul fierului pudlat ca material de construcție pentru tabliere de poduri. În memoriul prezentat Comisiei Internaționale, s-a simțit dator să facă precizări menite a înlătura orice interpretări tendențioase. Credem, nota Angel Salini, că este necesar să anticipăm prin a arăta că acest proiect manifestează o completă deosebire și abatere de la vederile proiectanților anteriori, pentru că nu s-a născut nici de cum din tendința de a schimba cu orice preț, precum s-ar putea eventual interpreta de constructorii anteriori, ci este rezultatul cercetărilor ce am făcut și la care am ajuns aproape involuntar. De altfel, și importanța și seriozitatea lucrării trebuia să ne scutească de atari porniri. Succesul a fost total. Proiectului nu i s-a adus nicio modificare, acceptat fiind în unanimitate, actul în sine căpătând o valoare tehnică deosebită. A fost răscumpărată calea ferată Cernavodă-Constanța și la 9 octombrie 1890,
s-a fixat piatra fundamentală a podului. Salini urmărea fără odihnă felul în care se materializau ideile sale. El urmărea înaintarea uriașilor brațe de oțel, pornite concomitent de pe ambele maluri, care urmau a se uni peste ape. Lucrarea era mult mai complexă. Pe lângă podul principal de peste Dunăre, erau necesare alte mari lucrări de artă. Marele pod peste Borcea și peste Baltă, astfel încât în final a fost considerat ca cel mai mare pod din Europa continentală și al treilea pod din întreaga lume. Salini propusese o înălțime de 26 de metri. Dar această înălțime, fără a se ține seamă de interesele românești, a fost de fapt impusă de Comisia Internațională a Dunării, pentru a nu face să se aplece semiluna de pe cele mai înalte catarge ale ceamurilor turcești. Existența unei singure linii de cale ferată a făcut obiectul unui alt reproș. În fine, alții spuneau că podul este lipsit de frumusețe, dar un citat din România pitorească a lui Vlahuță anulează de la sine acuzația. Între cele două maluri, peste bătrânul fluviu, îndrăznețele arcuri de fier se înalță ca niște aripi gigantice într-o falnică pregătire de zbor ce pare a înfățișa închipuirii avântul și speranțele țării noastre.